este de fapt un filozof în pictură. Camille Resu rămâne unul dintre cei mai importanți zugravi ai țăranului român. Țăranul era de fapt rupt de glia lui, era smuls din locul său natal. Atunci au avut loc deportările acelea în Bărăgan, acea colectivizare forțată când a avut loc chiar masacre, punând tunurile pe țărani. România Belge, secolul XIX. Erau aceleași probleme. Tema aceasta a fost predilectă în pictura eșană în special. Țăranii lui Grigorescu sunt radical diferiți de toți ceilalți țărani pictați ulterior de orice artist. Se ducea cu șevaletul pe ulițele satului și punea lângă biserica din deal, lângă biserica din șez, vecutare bătrân în timp ce merge la biserică. Și Rembrandt l-a impresionat foarte mult. El s-a dus special la Amsterdam să deseneze după Rembrandt. Au de-a face cu realități pe care Grigorescu nu le-a mai apucat. Ospățul este o ceremonie. Pictorii sunt de multe ori și reporteri ai lumii în care trăiesc. Grigorescu umbla cu tabloul în șaretă și mergea pe la diversi oameni cu posibilități financiare și îi lăsa o lucrare acasă unui posibil cumpărător să se bucure de ea o vreme. Tânărul îi spunea, păi știți că parcă aș vrea să o cumpăr, că stă bine în locul în care ați spus, o punea el cu mâna lui. A cumpăra un Grigorescu este un act simbolic, este un act de început.